Bună, dragile mele, și bine ați revenit pe jurnalul nostru, filmulețul de astăzi. Vreau să vă vorbesc despre OZN-ul bucătăriei mele și anume slow cooker-ul. Astăzi filmez iarăși în bucătăria mea și nu fac turul bucătăriei, deși dacă ați vrea să vedeți și acest filmuleț, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu. Astăzi vreau să vă vorbesc despre slow cooker. Este oala magică, așa cum îmi place mie să îi spun. M-ați întrebat foarte multe dintre voi despre ea și v-am anunțat că o să pun și câteva rețete, de aceea m-am gândit să fac un fel de introducere la această serie și să vă vorbesc despre oală în primul rând. Pentru cine nu cunoaște acest slow cooker, este practic o oală care gătește pe curent, consumă cât un bec, este formată dintr-o oală de ceramică și se bagă într-un fel de înveliș, scoică, și acel înveliș se încălzește și astfel se gătește mâncarea. Ea ajunge la maxim 100 de grade Celsius atunci când gătește, ceea ce înseamnă că toate alimentele își păstrează nutrienții, își păstrează gustul și este un mod de a găti foarte, foarte sănătos. În schimb, durează foarte mult, pentru că într-o oră abia ajunge la temperatura de 100 de grade și atunci începe coacerea, cum se spune, și durează foarte mult. Haideți să vă arăt slow cooker-ul meu. După cum ați văzut, eu am acest slow cooker de la Crock-Pot, pentru că lumea întreabă care este diferența între slow cooker și Crock-Pot. Nu este nicio diferență. Slow cooker este oala în general, Crock-Pot este o marcă. Așa cum mai sunt multe altele, Andrew, James sau Silvercrest. E cel de la Lidl. Ați fi uimite câtă bătaie este pe slow cooker-ul de la Lidl, pentru că raportul calitate-preț este foarte, foarte bun. Și pentru orice începător este de ajuns. Și nu numai pentru începători. Acest slow cooker poate să fie automat, la fel cum este și al meu, îi setez timpul și după o anumită perioadă care îl setez eu se închide, sau poate să fie manual. Dacă aveți un slow cooker manual sau vă veți cumpăra unul, vă sugerez să vă cumpărați și o priză programabilă. Din acelea care le setați și dau curent la oală atât cât setați voi și practic este același lucru ca și unul manual. Sunt 3 nivele la această oală, low, high și warm. Warm înseamnă că ține mâncarea pe cald, low că ți-o gătește pe treapta cea mai joasă și high pe treapta cea mai înaltă. În teorie, temperatura nu este diferită pentru că mereu gătește doar cu 100 de grade, doar că nu știu cum, dar se face mai repede atunci când pui pe high. Ceea ce faci pe low în 8 ore, poți face pe high în 4 ore. Cam asta este ce am înțeles eu și vă dau informația mai departe vouă. Dacă vă interesează această oală, puteți să vă documentați și voi ulterior și poate veți găsi informații mai multe sau altele și chiar dacă diferă, vă rog frumos să mă corectați ca să știu și eu. Ce să vă mai spun despre această oală? A mea, după cum ați văzut, este un autostir. Asta înseamnă că are niște palete, eu apăs pe capac și acele palete învârt singure mâncarea fără să mai ridic capacul. În momentul când ridicați capacul, deja își pierde din putere, pierde din aburi, pierde din tot ceea ce s-a făcut acolo, nu știu dacă sub presiune, dar ea are sistemul ei de gătire și atunci, în momentul în care ridicați capacul ca să amestecați sau să vedeți, trebuie să măriți timpul cu minim jumătate de oră. Al meu nu este nevoie pentru că amestecă singur. Eu cred că am dat în jur de 100 de lire sau 100 de euro, mai țin minte, și l-am luat de pe eBay din Anglia cam acum un an. Nu mai țin minte, cred că și mai mult. Dar eu vă recomand să vă-l cumpărați în magazine dacă puteți sau de pe site-ul oficial, pentru că aveți și garanție. Dacă oala mea se sparge, fiind din ceramică, este foarte, foarte sensibilă, se poate sparge și atunci când gătești dacă ai ghinion, nu doar dacă o scăpi din mână. Și nu am nicio garanție, am pierdut totul. Este mult mai sigur atunci când aveți un distribuitor certificat sau un magazin sau cineva care să vă poată oferi și o garanție. Bineînțeles că dacă a scăpat voi oala pe jos, nu mai aveți nicio garanție.
și nici nu știu dacă aveți garanție în cazul în care se crapă când gătiți. Mâncarea se poate găti în două feluri la această oală. Ori aruncați totul în oală, setați treapta mare mai încet sau mai repede și mâncarea se face, ori puteți să căliți totul înainte, așa cum fac și eu. Am descoperit că mâncarea are un gust mult mai bun, mai gustos în momentul în care călesc. Călesc ceapa, morcovul, ardeiul, carnea sau îi dau și un clocot, depinde de mâncarea pe care o fac. Mai scot din chestiile care lasă reziduri urâte și apoi pun totul în oală, pun capacul și setez treapta. Bineînțeles, este după gustul vostru, este după timpul vostru. Pentru mine slow cooker-ul înseamnă economie de timp. Îmi permite să am mai mult timp să stau cu bebe, îmi permite să ies zilnic cu el în parc și atunci când vine tati acasă să aibă mâncarea gata și caldă pe deasupra și țin cu dinții de ea, de această oală, deși vă mărturisesc cu mâna pe inimă. Și acum, sincer vorbind, că nu toate mâncărurile pe care le-am făcut la slow cooker mi-au ieșit și nu toate mâncărurile ne-au plăcut. Multă lume îl iubește, la fel cum și mai multă lume îl urăște. Gustul la mâncare este puțin, gătitul în această oală este puțin diferit, de aceea și gustul este puțin diferit și durează puțin până vă obișnuiți cu cantitățile, cu cum vă place vouă să faceți sau cu rețetele. Pentru că eu la început improvizam la greu și nu-mi ieșea nimic. Mi-a zis tati că mi-aruncă oala pe geam. Apoi am descoperit grupuri pe Facebook, am descoperit rețete pe internet, până și Jamila are rețete cu slow cooker și urmând rețeta nu are cum să nu-mi iasă. Este posibil să nu ne placă pentru că nu este pe gustul familiei noastre, dar rețeta iese. Și am încercat și foarte multe prăjituri, ne plac foarte mult, le pun acolo și când vin din parc sunt gata, sunt fenomenale. Și mai am și o colecție de rețete, am apucat să filmez așa când aveam timp și le-am pus cap la cap și o să fac câteva filmulețe și cu rețetele mele la slow cooker, dacă vă interesează. Chiar vă rog să-mi lăsați scris în comentarii dacă aveți recomandări de ceva rețete, să le încerc neapărat. Carnea la slow cooker este minunată, nu am mai mâncat niciodată carne atât de bună. Încercați coastele, încercați puiul, puneți un pui întreg în oală și mie mi s-a întâmplat să nu mai pot scoate întreg pentru că se dezlipește pur și simplu carnea de pe os. Zeama de oase, ciorba mie nu-mi iese, nu ne place, știți, cred că dacă ne urmăriți, dar foarte, foarte multe mâncăruri, special cu carne, acum am dat și pe prăjituri, am prins curaj, cum se spune, și da, eu o iubesc, iubesc această oală, m-am gândit să vă împărtășesc și vouă câteva rețete. Și înainte de aceasta m-am gândit să fac această introducere. Sper că v-a fost utilă, sper că n-am uitat nicio informație, dar dacă aveți întrebări, fără jenă, lăsați-mi-le în comentarii și eu vă voi răspunde imediat ce găsesc puțin timp liber cu bebe. Nu mă deranjați așa cum mi-ați scris până acum, nu mă supărați în niciun fel. Sper de suflet că v-a plăcut acest filmuleț. Vă mulțumesc tare mult că stați alături de noi și dacă nu vreți să pierdeți rețetele care vor urma cu slow cooker-ul, apăsați aici pe clopoțel și vă vor apărea notificările și pe curând, dragilor! Pa, pa!